Vede rău fotbalul românesc în momentul ăsta? Din păcate da. Din păcate da, pentru că nu scoate în cap în Europa. Degeaba suntem zmei între noi, dacă în momentul în care ajungem să ne luptăm cu un adversar necunoscut, poate mai bun ca noi, poate la fel de bun ca noi, poate mai inferior decât noi, nu ne calificăm, pentru că asta este ceea ce se întâmplă, este cireașa de pe tort numit fotbalul românesc.